principalele evenimente care au avut loc de-a lungul timpului în data de 3 iunie. În 1657 a murit medicul britanic William Harvey, descoperitorul circulației sanguine. În anul 1904 s-a născut filozoful și logicianul Atanase Joja, membru fondator și primul președinte al Asociației România, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UNESCO. În 1906 s-a născut Josephine Baker, cântăreață și dansatoare americană. În 1924 a murit scriitorul ceh Franz Kafka. În anul 1950 s-a născut Suzy Quatro, vocalistă, basistă și compozitoare americană care a activat în Anglia. În 1989, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei. În 1991 a erupt vulcanul Mount Unzen din sudul Japoniei. Valul de fum și lavă a omorât 43 de oameni, toți cercetători sau jurnaliști. În anul 2001 a murit actorul american Anthony Quinn. În 2002 s-a desfășurat la Cluj, în perioada 3-9 iunie, prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. Iar în anul 2006, Muntenegru redevine stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Uniunea Statală Serbia și Muntenegru. În ultimul an, salariul mediu net al angajaților din domeniul bancar s-a menținut în jurul valorii de 4.000 de lei pe lună. În luna martie, conform cifrelor publicate de Institutul Național de Statistică, leafa lunară a ajuns aproape de 4.200 de lei. Se știe că puțini români se pot lăuda cu asemenea salarii. De unde vin acești bani? Evident, din activitatea profitabilă pe care băncile o au. Și atunci haideți să vorbim despre dobânzile la împrumuturile ipotecare în lei, care, din fericire, au scăzut puternic față de anul trecut, creditarea în moneda națională ajungând o variantă mai ieftină în acest moment decât cea în valută, în ofertele aproape a tuturor băncilor din România. Dacă anul trecut ofertele de credite ipotecare în lei cu dobândă anuală efectivă, DAE, mai mică de 6% puteau fi numărate pe degetele unei mâini, iar în 2013 regula era a dobânzilor mai mari de 9%, în prezent doar 5 bănci mai au o dobândă anuală efectivă de peste 5%. Cele mai bune oferte din piață afișează un nivel al indicatorului de 4,44%. Ratele de rambursat au scăzut în consecință, unor chiar la niveluri înjumătățite față de ofertele valabile în anii anteriori. Pentru o lungă perioadă, cumpărarea unei case cu credit în lei a fost o variantă mai costisitoare pentru client decât folosirea împrumutului în euro. În ciuda eforturilor băncii centrale de a descuraja prin reglementări restrictive creditarea în valută. Situația s-a schimbat abia după mai multe reduceri succesive de dobândă decise de Banca Națională, care s-au transferat într-un final și în oferta de creditare a băncilor. Avansul minim de 15% a devenit standard pentru întreaga piață, chiar și băncile care mai solicitau anul trecut 20%, reducându-și între timp cerințele. Un avantaj clar pentru clienții care nu au strâns suficienți bani înainte de achiziția unei case, în condițiile în care pentru creditele în valută, normele BNR nu permit un avans mai mic de 25% dacă veniturile se obțin în lei. Cele mai bune credite ipotecare în lei pot fi obținute în prezent de la Garantii, Intesa, São Paulo, CEC Bank, Bank Post, Banca Românească și ING. Trebuie să fiți însă atenți la diferențele de cost între ofertele băncilor din piață, care pot fi substanțiale în condițiile în care dobânda anuală efectivă variază între un minim de 4,44% și un maxim de peste 6%. Clienții trebuie să fie atenți de asemenea și la costul asigurărilor pe care vor trebui să le încheie. Toate băncile impun asigurarea imobilului care va fi adus în garanție împotriva riscurilor catastrofice. Există însă și instituții care cer clientului să suporte și costul unei asigurări de viață cesionate în favoarea băncii, în timp ce altele oferă gratis o astfel de poliță, costul ei fiind de regulă inclus în ratele de rambursat. Și ca să vă dăm câteva exemple, la Garantii Bank, dobânda este de 4,53%, adică 2,82% plus robor la 6 luni, și DAE de 4,5%.
4,90%. Intensa São Paulo, dobânda este 4,22%, cu robor la 3 luni plus 2,75%, DAE 4,44%. Bank Post practică o dobândă de 3,5% plus robor la 3 luni și un DAE de 4,91%. Check Bank are o dobândă de 3,93%, robor la 6 luni plus 1,9% și DAE de 4,51%. Banca Românească practică o dobândă de 4,82%, un DAE de 4,95%, iar ING Bank are o dobândă de 4,42%, robor la 3 luni plus 2,95% și un DAE de 4,99%. Sunt Lucian Săcălean, să aveți o săptămână pe plus!